Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană, iată mai întâi, pe scurt, titlurile ediției. Un nou program antidrog în școlile giurgiuvene. Pasul și groapa pe o stradă din Giurgiu. Lipsă de medici la Spitalul Județean. Jocurile de noroc un miraj pentru giurgiuveni. Meci greu pentru CSS Giurgiu la Constanța. Numărul zilelor de concediu de odihnă dintr-un an reprezintă o clauză obligatorie din contractul individual de muncă. Deși s-a vehiculat că zilele de concediu rămase de la un an la altul pot fi luate în următorii 3 ani, în acest moment legea este aceeași. Ianuarie este luna în care angajații își numără zilele de concediu și se gândesc deja la vacanța din vară. Mulți își amintesc acum că au rămas cu zile de concediu neefectuate de anul trecut, fie că nu au reușit să se rupă de treburile zilnice de la birou, fie că nu și-au planificat din timp, a trecut anul și n-au plecat în concediu. Situația aceasta nu ar trebui să existe, pentru că planificarea anuală a concediilor de odihnă este obligatorie atât pentru companiile care au contract colectiv de muncă, dar și pentru cele care au un număr mic de angajați. Angajații nu pot primi bani pentru zilele de concediu neefectuate decât în cazul încetării contractului de muncă. Deși s-a vehiculat că zilele de concediu rămase de la un an la altul pot fi luate în următorii 3 ani, în momentul de față, legislația a rămas aceeași. Concediul odihnă se ia în anul din curs și sunt anumite excepții care se dau și se amână pentru anul următor, pentru o forță majoră, și atunci este obligat ca până la sfârșitul anului următor cu angajatul să-și beneficieze acele zile de concediu care au rămas neefectuate din anul în curs. Dacă dorește, poate să fie compensat în bani cu acele zile de concediu neefectuate. Până acum legiuitorul nu a prevăzut așa ceva, noi nu am primit la nivelul Inspectoratului de Muncă nicio modificarea legii. Legea prevede minimum 20 de zile de concediu de odihnă într-un an. Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, precum și persoanele cu handicap și tinerii până în 18 ani, beneficiază de cel puțin 3 zile lucrătoare în plus. Numărul zilelor de concediu de odihnă dintr-un an reprezintă clauză obligatorie în contractul individual de muncă. Aceasta poate varia de la o companie la alta în funcție de politicile interne, însă niciodată mai puțin de 20 de zile prevăzute de lege. Cea mai mare problemă a unei persoane ajunse după gratii în momentul ispășirii pedepsei este reintegrarea în societate și implicit găsirea unui loc de muncă. Deținuții de la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu au stat față în față cu reprezentanții AJOFM, agenți economici din Giurgiu și conducerea penitenciarului cu ocazia unei burse a locurilor de muncă pentru persoanele aflate în detenție. 60 de persoane private de libertate și închise în penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu au participat la bursa locurilor de muncă, o bursă mai atipică față de altele prin faptul că deținuții au avut posibilitatea de a avea un dialog deschis cu reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și cu agenții economici din Giurgiu. Acțiunea denumită O Societate în Schimbare, Reintegrarea Socială și Profesională a Deținuților face parte dintr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European Post-DRU. Orientată deopotrivă către deținut și către finalizarea demersurilor de incluziune socială, inițiate încă din perioada execuțional-penală, prin contribuția instituțiilor, autorităților publice, asociațiilor și organizațiilor non-guvernamentale, care pot activa în domeniul asistenței post-condamnatorii. Prin menținerea legăturii persoanelor private de libertate cu mediul de suport și în sens larg cu comunitatea, se urmărește, pe de o parte, diminuarea efectelor negative ale privării de libertate, iar pe de altă parte, implicarea comunității în procesul de reintegrare socială. Cei 60 de deținuți cursanți s-au calificat în meseriile de tâmplar universal, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător în cultura plantelor și bucătari. De menționat este faptul că la aceste cursuri de calificare persoana amatoare poate beneficia doar de o singură calificare. La următoarele cursuri, deținuții din penitenciarul Giurgiu se vor califica în meseriile de faianțar și mozaicari. O parte dintre ei s-au declarat nemulțumiți de faptul că nu pot participa și la alte cursuri și specializări, însă autoritățile implicate în derulare la acestor proiecte spun că un deținut se poate înscrie doar la un curs. Dar doresc să mă înscriu și la un curs.
curs. Dacă există posibilitatea, după ce terminăm cursurile astea, să ne scriem la alte cursuri. Cei care sunt în prag de a absolvi cursurile de calificare și mai au câteva luni de executat din pedapsă speră ca în momentul în care vor ieși să poată să-și găsească un loc de muncă și să găsească înțelegere din partea agenților economici pentru a fi și ei angajați și ajutați să se integreze pe piața muncii. Calificare pentru tâmplarul universal, care ne s-a dat posibilitatea să participăm aici în penitenciar. A fost un curs foarte interesant. Am învățat destul de bine cu ajutorul maestrilor și a profesorilor care au venit de afară. Am făcut și practică. Sperăm ca să fie pentru noi beneficiu, să beneficie, să putem să ne angajăm atunci când ne liberăm. Mulțumim conducerii pentru că ne-a dat o șansă, noua șansă să ne integrăm și noi în societate, ca să putem să ne angajăm și noi, să ne fie mai ușor, că cum ne liberam, nu puteam să ne angajăm pentru că spunea că n-avem voie, că suntem cu cazier. Giurgiu poate fi numit și orașul gropilor. Asta putem spune după ce ne uităm în jur și observăm că nici la doi pași dai de o groapă. Noi vă prezentăm realitatea așa cum este, o realitate dură, care este dureroasă însă doar pentru unii. O nouă zi, o altă stradă, aceleași probleme. O stradă adiacentă bulevardului Constantin Brâncoveanu sau Tineretului, cum este cunoscută giurgiuvenilor. Stradă se poate numi cu multă indulgență. În fapt, este vorba doar de o înșiruire de gropi ce au drept liant porțiuni de asfalt care au rămas din vremuri de mult apuse. Această alee a fost victima unei lucrări a firmei APA Service. Termenul de finalizare a lucrării era pe data de 20 decembrie a anului trecut. Dar cum era de așteptat, lucrarea a fost finalizată, dar strada a rămas neasfaltată. Locuitorii de aici au ajuns la limita disperării. Care este problema dumneavoastră cea mai majoră pe această stradă? Păi nu avem curățenie, nu e asta să... Ce pot să vă spun? Gropi. Gropi. Mizerie, nămor. De cât timp doar stați cu gropile astea în stradă? Păi e doi ani, aproape. Nu, e de anul trecut, în primăvară. Da, hai să intrăm în 2 ani de zile. Da. Gropile, păi s-au dus dracu toate mașinile. Și noi? De cât timp stați așa? Mai ales cum suntem operați, că noi suntem operați. Eu sunt cel puțin operat. De multe ori, dacă e zăpadă și e astupată, intru în ea, m-am dus. Au venit 3 echipe, au lucrat, le-a lăsat, s-a spart din nou. Iar nu știu și... De cât timp stați așa cu gropile astea pe stradă? Păi, din noiembrie. Îl băgăm în casă, mizeria asta, în puticiunea asta, pe șoseaua asta aici. Ne-am acrit toată ziua, ne sparge dracu betoanele pe aici, nu le mai acoperă, cădem în ele, că dacă ce nu avea să nu vedeți ce e aici. Oamenii speră că odată cu venirea primăverii lucrurile să intre în normal, strada să-și capete aspectul de dinainte a lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și să se așterne liniștea în casele lor. Prevenirea disparițiilor de minori reprezintă o prioritate pentru poliția română, siguranța copiilor fiind o preocupare permanentă a polițiștilor. Deși la Giurgiu nu sunt semnalate decât 3 cazuri de dispariții de minori, este necesar ca părinții, bunicii și chiar copiii să aibă cunoștință despre riscurile la care sunt supuși. Ana Maria Ciobotaru are 11 ani. În vara lui 2011 a plecat de acasă pentru a-și cumpăra o înghețată și de atunci nu a mai văzut-o nimeni. Florența Alina Măgăreață din comuna Daia a dispărut de acasă în anul 2002 în urma unei neînțelegeri cu tatăl său generate de divorțul acestuia de mama sa. Avea atunci 13 ani. Adriana Daniela Gheorghe nu a mai fost văzută din 2001, atunci când a plecat de acasă din motive știute doar de ea. Avea la acea vreme 12 ani. Acestea sunt cele 3 cazuri de minori dispăruți din județul Giurgiu, aflați în evidența polițiștilor la data de 25 ianuarie. Am putea spune că sunt puține în comparație cu alte județe, însă și mai bine ar fi dacă nu am avea niciun copil dat dispărut. De obicei, aceste evenimente au loc din cauza lipsei comunicării părinte-copil, a statutului socioeconomic precar, a rezultatelor negative de la școală sau a lipsei părinților plecați la muncă în străinătate. Și pentru că fiecare dintre noi spunem, mie nu mi se va întâmpla niciodată, este bine să cunoaștem câteva reguli de bază care ne pun în gardă și care ne sunt recomandate de către oamenii legii. Atenta supravegherea a copilului, comunicarea, dar și educația primită de la părinți pentru o eventuală situație de risc sunt principalele măsuri de prevenire pe care și le poate lua un părinte. Și dacă totuși copilul s-a pierdut, păstrarea calmului este esențial.
Aici intervin oamenii legii, care pot fi alertați prin numărul 112, dar se poate suna și la Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual la numărul 116000. Jocurile de noroc reprezintă un miraj pentru giurgiuveni. Din cauza nivelului de trai tot mai scăzut, aceștia se gândesc de două ori înainte de a da buzna la agențiile Loto. Românii nu mai au bani și, în afară de jucătorii împătimiți, mulți și-au pierdut speranța că vor da lovitura la loto. Numărul celor care își mai încearcă norocul la loto a scăzut în ultimii ani și la Giurgiu. Anul 2012 am avut un număr foarte mare de giurgiuveni, chiar dacă relativ scăzut față de anii 2009, 2010 și 2011. În jur de 30-35 de mii de jucători, care nu erau toți numai giurgiuveni, și din județele limitrofe, ba chiar jucători chiar din Bulgaria. Potrivit reprezentanților sucursalei Giurgiu a Loteriei Române, printre românii care au câștigat premiul cel mare în ultimii ani s-au numărat și giurgiuveni. Premiul cel mare la Giurgiu, la Joker, a fost câștigat în 2004, premiul cel mare, iar la Noroc a fost câștigat în 2011, unul dintre cele mai mari premii ale Loteriei Române la jocul Noroc. Filiala de la Giurgiu a înregistrat în anul 2012 câștiguri de aproape 58 de milioane de lei. Cei care mai trec pragul agențiilor Loto sunt în general giurgiuvenii trecuți de 50 de ani, după cum spune directorul sucursalei. În general, giurgiuvenii sunt amatori de jocurile de noroc, cei care au prins experiența acestor jocuri, în general trecuți de vârsta de 50 de ani. Dar în ultimul timp, jocurile prind și în rândul tineretului, în special jocurile care au apărut noi, nu cele tradiționale mai vechi. La extragerea din acest weekend, premiul cel mare este de peste 2 milioane de euro. Dificultățile din sistemul public de sănătate sunt recunoscute de liderii giurgiuvenei Partidului Social Democrat. Vicepreședintele PSD, Dumitru Beianu, anunță alocarea din partea guvernului a 3,5 milioane de lei pentru plata restanțelor la furnizorii de medicamente. Totodată, senatorul PSD, Nicolae Bădălău, afirmă că Spitalul de Urgență Giurgiu nu are medici suficienți și nici dotarea necesară. Guvernul României a alocat 3,5 miliarde de lei pentru plata restanțelor la furnizorii de medicamente, a declarat recent vicepreședintele Partidului Social Democrat Giurgiu, Dumitru Beianu. Guvernul a alocat 3,5 miliarde de lei pentru plata restanțelor la furnizorii de medicamente. Este o problemă care curge de foarte mulți ani. Arieratele aici erau în perioadele mai faste, la luni de zile, dar depășeau ani de zile în perioada mandatului condus de PDL. Așadar, guvernul intenționează ca pe această problemă extrem de sensibilă, anume sănătatea publică, să încercăm să pornim cumva de la zero, dacă este permisă această formulare. La rândul său, senatorul de Giurgiu al PSD, Nicolae Bădălău, a recunoscut criza prin care trece Spitalul Giurgiuvean, dar și sistemul public de sănătate. Eu sunt convins că nu avem numărul de medici suficienți. Nu avem nici dotarea necesară. Nu știu în Giurgiu că s-a dezvoltat partea privată, ce vorbeam mai înainte. Nu-mi dau seama. Pachetele salariale oferite medicilor specialiști nu sunt satisfăcătoare, iar atragerea la Giurgiu acestei categorii profesionale este dependentă de atribuirea unor locuințe, au mai apreciat cei doi lideri locali ai PSD. O nouă campanie antidrog în școlile generale din Giurgiu, proiectul intitulat Necenzurat, este un program de cunoaștere a legislației antidrog și prevenirea consumului de droguri. Programul este supervizat de un psiholog care va urmări întărirea personalității copiilor. Necenzurat, așa se numește noul proiect al Agenției Naționale Antidrog, ce va intra în vigoare de la 1 februarie. Programul este adresat copiilor de clasa a 7-a și este un proiect pilot ce vizează dezvoltarea abilităților personale prin exerciții de comunicare și ajută la dezvoltarea capacităților mentale. Acesta cuprinde 12 lecții de informare corectă cu privire la riscurile consumului de droguri. Începând din semestrul 2 al acestui an școlar, la două clase de a șaptea de la nivelul gimnazial din Giurgiu, vom desfășura un program de prevenire care se numește Necenzurat, program în sensul căruia am făcut o specializare împreună cu psihologii de la Câjiraie Giurgiu și împreună cu ei vom desfășura 12 lecții de dirigenție, așa cum spuneam, la două clase care vor fi selectate de noi. Acest program urmărește dezvoltarea de abilități la nivelul tinerilor, al perioadei preadolescentine
și vizează întărirea punctelor tari ale caracterului, vizează comunicare, vizează întărirea relaționării, recunoașterea liderului de grup. Proiectul este supervizat de un psiholog care va urmări prin discuții libere și jocuri interactive întărirea personalității, a respectului de sine și ajută la recunoașterea punctelor tari în educație. Elevii din clasele a doua, a patra și a șasea vor susține o evaluare pilot în luna mai. Acestora li se vor verifica competențele la limbă și comunicare, matematică și științe. Notele nu vor fi trecute în catalog, însă vor face parte din portofoliul educațional al elevului. Acesta este al doilea an în care evaluările de final de an sunt sub forma unor teste pilot și, potrivit metodologiei de organizare, notele nu vor fi trecute în catalog. Vor fi însă folosite la realizarea unui punctaj mediu național al performanțelor elevilor pe competențele fundamentale. Această evaluare națională este un tip special de evaluare standardizată, realizată pe un eșantion de elevi aflați în clasele a doua, a patra și a șasea, în unitățile de învățământ de stat și particulare din întreaga țară, și are scopul de a furniza date și dovezi necesare pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar și gimnazial pentru cei de clasa a 6. Aceste evaluări se vor desfășura în perioada 9-22 mai prin pilotare pe un eșantion de elevi stabilit la nivel național. Pentru clasa a 2-a, această evaluare se va susține în datele de 9 și 10 mai la disciplinele limba și literatura română și matematică, pentru clasa a 4-a în ziua de 15 mai și pentru elevii din clasa a 6-a pe data de 22 mai. Lista unităților de învățământ care compun eșantionul de elevi ce urmează a fi evaluați a fost afișată pe site-ul Ministerului Educației. În județul Giurgiu, această evaluare va fi susținută de elevii școlii gimnaziale din Crevedia Mică, ai Liceului Tehnologic din Mihăilești, elevii școlilor gimnaziale din Bucșan și Gogoșari, școlii din Comana, dar și ai școlii academician Marin Voiculescu din municipiu. Liberalii giurgiuveni sunt conștienți de serioasele probleme cu care se confruntă comunitatea și se mobilizează nici o săptămână fără conferință de presă. Pentru că nu doresc să fie vasalii nimănui, se opun proiectelor de hotărâri din Consiliul Local și folosesc toate mijloacele și forțele partidului pentru a comunica deciziile politice. Pentru a putea comunica mai eficient, liberalii giurgiuveni lucrează organizat. Fruntașii partidului au fost programați judicios pentru conferințele de presă săptămânale până în luna aprilie, unii la date fixe, alții după dorință. În același spirit liberal, aceștia argumentează poziția partidului din Consiliul Local. Vreau să spun foarte clar, nu suntem vasali nimănui, nu avem obligația de a vota în Consiliul Local orice ni se pune în față, avem dreptul să avem opinii, păreri, să facem propuneri și să dezbatem, pentru că de aceea am fost trimiși fiecare în Consiliul Local, în primul rând propuși de partid și în al doilea rând votați de oameni. Suntem reprezentanților acolo și trebuie de fiecare dată să încercăm să luăm deciziile cele mai bune. S-a văzut foarte bine că noi am sprijinit pe proiectele de bun simț și normale executivul, primarul de Giurgiu, am votat acolo unde a fost normal și nu au fost probleme. Deși recunosc că timpul scurs din mandatul primarului Nicolae Barbu este scurt, liberalii apreciază prestația acestuia ca nesatisfăcătoare în comparație cu cea a fostului primar liberal și speră că giurgiuvenii o să regrete mandatele lui Lucian Iliescu. Să se uite în jurul dumnealor, să se uite în orașul Giurgiu și să facă o comparație și să se gândească dacă există vreo diferență între ce a fost acum 7-8 luni de zile și ce este acum. Și dumnealor singur să conștientizeze și să realizeze diferența enormă în sens negativ care s-a realizat în aceste puține luni. În aceste puține luni. Este o diferență fantastică. Nu s-a schimbat ceva în bine, că multă lume a sperat că votând într-un anumit fel se va schimba ceva. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic în bine. Lucrurile au evoluat negativ și probabil că vor evolua negativ. Le-am spus foarte clar oamenilor, dom'le, avem nevoie de un om puternic în capul primăriei ca să poată să ne susțină. Opoziția e pozitivă și necesară, chiar dacă vine din partea unui partid aflat la putere. Teatrul Tudor Vianu și-a reluat activitatea și săptămâna aceasta a oferit giurgiuvenilor mai multe spectacole. Cel propus pentru seara de joi a fost unul deosebit. Luna Abțibilde este piesa câștigătoare a celei de-a treia ediție a concursului de dramaturgie în doi, organizat de Teatrul Tudor Vianu. Piesa a fost pusă în scenă anul trecut și jucată cu succes, iar la cererea publicului a fost reluată și anul acesta. Sunt de la protecția animalelor. Rafael? Pis!
Să nu mai faci un pas. Nu, 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 rămân aici. Dumneata nu mi-inspiri încredere. Vă cred. Ce cauți aici? Marș, ieși afară! Vă rog frumos, nu vă purtați așa. Publicul tânăr prezent în sală, format în majoritate din elevi, a avut ocazia să urmărească cele două actrițe din distribuție, cunoscuta Violeta Teașcă și surpriza serii, Ruxandra Bălașu, care a avut o evoluție deosebită, intrând excelent în rol. Gen trezire la oră fixă, masă la oră fixă, toate la oră fixă. În rest trebuie să-mi fac patul și să nu comentez la masă. Probabil că așa e beschi. Whatever. Oricum, este super nașpa. Da? Da. Regia spectacolului a fost semnată de Ingrid Bonța, iar scenografia de Daniel Divrician. Până la noile premiere la care se lucrează, teatrul va mai relua piese deja puse în scenă, din stagiunea de toamnă. Un bilet la spectacol costă 10 lei pentru elevi și 12 lei pentru adulți. Conform prevederilor codului fiscal, administratorii firmelor din municipiul Giurgiu, în perioada următoare trebuie să-și evalueze imobilele din patrimoniu pentru a fi nevoit să plătească impozite mai mari. Noul cod fiscal a stabilit intervalele în care se încadrează noile cote de impozitare. Pentru persoanele juridice care dețin în patrimoniu clădiri care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani fiscali anului fiscal de referință, cota de impozitare crește în această situație de la 1,5 la 15% din valoarea impozabilă. În cazul persoanelor juridice care nu au făcut acest raport de reevaluare în ultimii 5 ani, cota se dublează, conform prevederilor hotărârii Consiliului Local, la 30%. Dacă vreți să mergem pe un exemplu, o firmă care are în patrimoniu o clădire care valorează 1 miliard de lei, să zicem, în loc să plătească, cum ar fi normal, 1,5%, ea poate plăti 150 de milioane sau chiar 300 de milioane. Pentru a nu se ajunge în situațiile extreme ale acestor prevederi fiscale, deținătorii imobilelor de patrimoniu trebuie să se supună evaluării clădirilor și pentru a nu plăti sume mult mai mari decât grilele de impozitare. Conform acelorași prevederi ale codului fiscal de la 1 ianuarie 2015, această cotă va crește și mai mult dacă firmele nu își vor evalua clădirile nici în următorii ani. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se va reduce cu 15%. Și acum o știre din sport, Farul Constanța și CSS Giurgiu se întâlnesc sâmbătă de la ora 17 într-un meci din cadrul etapei a 19-a a Ligii Masculine la basket. Partida va avea loc în sala sporturilor Tomis din Constanța. Cele două echipe sunt plasate în a doua parte a clasamentului. Giurgiu se află pe locul 12 cu 6 victorii și 12 înfrângeri, în timp ce gazdele meciului de sâmbătă pe locul 15 cu 2 victorii și 16 meciuri pierdute. Farul vine după o înfrângere la Timba Timișoara scor 65-80, în timp ce Giurgiu a pierdut la Craiova cu 70-84, după ce, cu o etapă în urmă, a învins pe Timba Timișoara. În meciul tur s-au impus elevii lui Cristerel cu scorul de 87-71, Brian Burel fiind cel mai eficient jucător din tabăra învingătorilor, cu 22 de puncte marcate. În timp ce, pentru Farul, s-a remarcat Cardel McFarland, basketbalist ce nu mai face parte din lot. Partida va fi arbitrată de Grigoreș Laurențiu, Bucureș Laszlo și Bartalan Ișvan, iar comisar a fost desemnat Tiberiu Rist. Multă baftă băieților și fie ca cea mai bună echipă să câștige! Weekend cu Visco la Giurgiu, aflăm mai multe din rubrica Meteo. Bine v-am găsit! Sfârșitul de săptămână aduce vreme deosebit de rece. Meteorologii au emis o atenționare de cod galben valabilă pentru ziua de 24 ianuarie între orele 4 și 14. În sudul și sud-estul țării va ninge, iar vântul va depăși la rafală 50 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Sâmbătă la Bolintin și Mihăilești, temperatura maximă va fi de minus 1 grad Celsius. La Hotarele se vor registra minus 4 grade, în timp ce la Ghimpați, Comana, Izvoarele și Giurgiu vor fi minus 3 grade Celsius. Duminică vremea rămâne rece, temperatura maximă nu va depăși minus 1 grad la Bolintin și Mihăilești, iar în restul localităților giurgiuvene se vor registra minus 2 grade Celsius. Luni cerul va fi mai mult noros, temperaturile se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme, sunt Florentina, weekend plăcut să aveți!
Nu mai căutăm soluții miraculoase de îmbogățire, tot mai puțin dintre noi joacă la loto. Nu mai rămân mulți bani în urma plății taxelor și impozitelor, nici halucinogenele nu ne pot ajuta să vedem prezentul mai roz. Sunt și prohibite, dar mai ales scumpe. Nu ne rămâne altă alternativă decât munca. Chiar și din penitenciar poți să cauți un loc de muncă. De fapt, te caută ea. Vine piața muncii la tine după gratii. Mai ce te îmbie să nu mai recidivești și să ajungi din nou la pensiunea cu condiții de 4 margarete, dacă nu ar avea zăbrele, chiar 5. Aceasta a fost pastila zilei care încheie jurnalul. Rămâneți alături de noi la TV Giurgiu, urmează o ediție specială, apoi Gheorghe Velicu vă așteaptă la emisiunea Iluzii, prejudecăți, perspective. Iar după această emisiune, Florin Negiba și Marian Butan vă dă întâlnire la emisiunea Realitatea Nefardată. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc un weekend excelent!